cum ați trăit faza penaltiului de pe bancă? Cum ați văzut-o? Sincer, n-aș vrea să zic, jignesc pe nimeni, dar este o rușine ce se întâmplă. Chiar o rușine ce se întâmplă cu VAR-ul. Ba este VAR, ba nu este VAR, ba merge, ba nu merge. Probabil nu văd bine oamenii, dar eu când am văzut că am ceva probleme și cu cititul, pentru că mai și citim din când în când, mi-am luat ochelari. Ei nici măcar la are lor nu văd dacă este penalti sau nu. Și aici mă refer, poate a fost penalti în seara asta. N-am contestat, nici n-am văzut, n-am revăzut faza, ce s-a întâmplat în timpul jocului. Dar etapa trecută avem penalti clar. E mai clar decât ăla și al doilea cartonaș galben jucătorului respectiv de la voluntari, Ricardinho, cine era, n-am văzut. Și acel domn, Coza, care trebuia să vadă că cei trei dormeau acolo, ce făceau, nu știu, în cabina VAR, era VAR-ul nestins. Astăzi a fost stins sau cum? Știți că așa se spune pe la țară, VAR nestins și VAR... Ăsta cum a fost? Nu știu, ar trebui să ne spună Ișvan Covaș, ce pentru că el a fost la VAR. Că este o rușine. Tot ce s-a întâmplat după minutul 70 a fost efectiv o rușine. S-aruncau prin careu să ceară penalti la fiecare fază și știți bine lucrul ăsta. L-ați văzut, s-a văzut. Am jucat la echipa după primul loc, ok, împărțea locul cu farul și au avut primul șut în minutul 70. N-au avut niciun șut pe poartă până în minutul 70. Deci am pierdut cu un șut pe poartă. Ok, noi suntem acolo unde suntem și datorită nouă, dar, sincer, este rușinos. Ok, în seara asta a văzut varul ce bine vede când vrea. Dacă nu vrea, nu mai vede varul. Deci, hands mai clar decât ăla. N-am vorbit absolut deloc după meciul cu voluntari, dar, sincer, chiar este V-am întrebat și atunci despre var și nu ați vorbit. O rușine ce se întâmplă. E efectiv o rușine. Dar nimeni nu ia nicio măsură. Se supără domnul Vasaras. Păi, supără-te. Dar oamenii ăștia aleargă, se bat pentru fiecare minge, transpiră în fiecare zi, se antrenează, depun un efort fantastic. Dacă tot merită și vezi lucrul ăsta, păi dă penalti, dacă este. Și aveam mai mult cu două puncte. Poate aveam altă atitudine în seara asta, cu toate că băieții au făcut un joc bun, să joci la Rapid, cu 15.000 de suporteri în spate, o atmosferă senzațională. Bravo lor, felicitări, suporterilor, felicitări. Și lui Adimutu și echipei pentru că au reușit să ajungă în fruntea clasamentului și au câștigat și astăzi cele 3 puncte. Dar este rușinos ce se întâmplă. Deci nu e bun VAR în concluzie. Păi ce să facem cu VAR-ul? Dacă la fiecare etapă sunt greșeli una după alta. Mulți jucători se plâng pentru că sunt și pauzele acelea foarte mari. Păi eu n-am văzut niciun campionat din lume să stai câte 10 minute să analizezi o fază. Păi trebuie să dăm telefon la UEFA, la FIFA, să-i întrebăm pe oameni, domnule, penalti, nu este. Sincer, bine, am pățit-o de foarte multe ori, nu-i prima dată acum când pățesc. Dar dacă așa se procedează și este corect, putem să mergem în continuare la fel, că va fi totul bine. Totul va fi bine, știți că este era o melodie chiar foarte frumoasă. Dar totul va fi bine. Totul va fi bine în meciul Cluj-Craiova, mai ales că... Gazonul nu pare deloc ok. Dacă varul își va face treaba, probabil. Dar acum depinde și varul ce vede, cum v-am spus. Dacă este stins sau nu este stins. Asta este. Vom vedea ce se va întâmpla. Sigur, vom aborda jocul să-l câștigăm. Cred că și în această seară am arătat ca o echipă solidă. Să joci aici și să nu-i dai nicio șansă Rapidului 70 de minute. V-am spus, primul șut pe poartă l-au avut în minutul 70. Asta spune foarte multe. Și să pierzi dintr-un penalti analizat 10 minute. Dar ăsta este fotbalul. Am felicitat pe băieți să ridice capul pentru că avem foarte multă treabă. Și sigur, vineri seara ne așteaptă o partidă dificilă cu o echipă bună, dar și noi putem să ne ridicăm la nivelul lor fără doar și poate. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc!